Salutare și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi, de la garajul Marian Andrei Ticuci, ne-am înnoit cu, nu cu bicicleta, bicicleta deja o expirat, ne-am înnoit cu niște, ce căutam eu și mi-am găsit-o de aici din România. Ia uitați vechile mele scule de găurit, de șurubat, de, da, ce să mai are nevoie de prezentare? Știți ce am pățit cu ele? Da? Nu mai am cuvinte pentru aceste ormașini. Mi-am luat altceva aici, vă prezint imediat, dar înainte să vă arăt, doar asta atât mai merge din ce am mai avut. Asta e singura care mai funcționează încă, pentru că n-am folosit-o așa mult. E o copie, da? O copie. O copie care cred că o hârie. Aici. Asta e cea veche, oare? Opa! Cu asta... e cea veche, da. E cea veche. Problema care s-a întâmplat la ea desface, dar destrâns nu mai strânge. Eu am văzut ieri o sârmă ceva pe aici și mă gândeam, măi, ce-o fi oare cu asta? O intrat-o vreo clamă? Dacă încolo era de la asta. Deci, asta e gata. Dar mașina. Niște acumulatori foarte ușori, da. Foarte ușor, care nu are, scrie pe ea 24 de volți, nu are 24 de volți, e o copie care nu e făcută bine, nu-i copie. În schimb a rămas cu acareturile astea. Mai avem una din asta tot la fel, primul deval copii care a ieșit, ascultați la mine, primul deval copii care a ieșit, au ieșit cu acumulatori foarte, foarte rezistenți. Asta nici n-am folosit-o, cine știe ce banda. Ia uitați, de 20 de volți, ăla e de 24, ăsta e de 20 de volți și cât e de greu. Ăsta e plin cu acumulatori. Ălaltul are 2-3 acumulatori înăuntru. Ăsta e ceva ca lumea, dar în rest s-a dus mașina. S-a dus mașina. Asta am lucrat, am făcut foișorul fratei meu, acolo care vi l-am arătat eu mai de mult. Și s-a dus. Așadar, și asta e praf. O baterie o mai am prin casă. Și aici am rămas cu schema așa. Cu schema de schemă. Așa. Deci, per total, praf. Aici trusa de sculi. Și aici ce mai aveam eu, care le-am găsit prin magazii, care nu le-am folosit deloc, o trusă de burghii, care uitasem complet de ele, și de capuri, și de... Ia uitați cât am aici, burghii. Diferite capuri, da? Ia uitați din astea. Și eu căutam într-o zi un cap din asta, hai de mine cât am căutat. Și eu aveam trusa complet. Da. Asta nu știu de ce mi-am luat-o, de pe la Miproject, de la Kaufland. Și asta tot Miproject, tot de la Kaufland. Asta am avut nevoie, le-am dat la niște boxe, găuri. Uite, au rămas burghiu aici. Frezi pentru lemn și pentru nu mai știu ce. Nu mai știu. Da. Și acum, deci și machita mai e bună. Asta o dăm deoparte. Astăzi trebuie să duc ATV-ul dincolo, afară.
O să-l las afară, cred că de acum. Mașina o să o bag la garaj. Mașina o să o bag la garaj. Ia, vine o săptămână ploioasă. Ia uitați ce am găsit. Mulți dintre voi mi-au zis, Marian, Parkside-ul de la Lidl face toți banii. Merită. Și am zis să nu mai iau din afară, să mai aștept, să mai iau asta. Aveam nevoie, trebuie să mă apuc aici. Neapărat de gard, de gardulețul din fața casei. Și nu aveam bor mașină, frate, cu ce să fac. Și am luat-o pe asta. E 20 de volți. Unde scrie oare? Am citit eu. 20 de volți, 2 amperi doar. Nici m-am uitat, adică 2 amperi, da. Ei. Azi mai dăm motor pentru ultima zi din această săptămână, cred. Că e foarte, foarte nasoală vremea de acum. O să înceapă o nebunie de vreme cu ploi și cu... Ia să caut eu un cater. Deci că să caut cater, dar cater avem aici, ia uite. Dar n-am putut să o tai asta acum. Avem aici. Avem aici niște prostii din astea, da? Că nu pot să le zic altceva, dar asta nu are cater. Asta nu mai are cater. Ia! A, mai oameni buni, mulți prieteni de pe acest canal mi-au recomandat Parkside-ul ăsta. Mi-au zis că e bun și am văzut, lucrează și în afară cu Parkside. Mulți au Parkside, îl folosesc. Și am zis, măi, dau eu o grămadă de bani, dar chiar o grămadă de bani. Rog prietenii mei care mi-au zis de asta mașină, să-mi spun, merită 3.999.000. 3.999.000 de lei, fraților. Fai de mine. 4 milioane. 4 milioane. Haideți să vedem ce are înăuntru. Da? Dacă știți să o deschid, ar fi bine. Ia. Să văd eu acum. Cum să fac eu? Cum să fac eu? Ia. Așa, și una așa, da. Una așa și una așa. Dăm asta așa. Să vedem cât de bine ne descurcăm. Da, aici avem burghie doar de lemn. Doar de lemn, de la 4 la 10. Aici avem, ce avem? Un cater, dar ăsta la altul ce e? Ce-o fi asta oare? Cred că e pentru ăsta ceva. Creion? Creion, frate, cu mină groasă. Și mai are două mini de rezervă. Marf. Scul. Creion. Ruletă șmecheră. 5 metri. Super tare, super șmecher. Astea ce sunt? Frezi. Frezi, chei. Asta ce e oare? Mamă, ce-mi trebuia mie? Dorn. De dată înainte de folosirea, înainte de folosirea astea, cum ne zice, burghiului. Și aici o grămadă de capuri. Da? Imediat. Mai târziu. Da. Și aici, la fel, iarăși o trusă cu multe, multe, multe accesorii de
multi burghii finuții. Da, pe total sunt mulțumit la prima vedere de această trusă. Asta nu e ok așa. Așa. Și cu asta așa. Și cu asta așa. Și cu asta așa. Da. Trecem la următoarea piesă. Piesa mult așteptată. Da. Acumulatori greu. E grele. E grele cu acumulatorii ăștia. Asta are lumină? Da, aici. Parcă să ai 20 de volți. Da, bateriile cauciucate pe margine. Deci 20 de volți B1 20 mili 2000 miliamperi 40 VH. Ce asta? Da. Și plus minus, plus minus. Dacă asta e de 20 de volți, oare se potrivește acumulatorul de la aia veche? Ia să vedem asta acum. Da. Da. Da, frate. Bor mașină adevărată. Bazată. Ce-i asta? Uitați, așa avea aia o sârmuliță ieșită din bor mașină. Ia să vedem. Da, se simte cum merge. Asta are sistemul de agățat burgheu. Aia la altă nu are. La niciuna dintre astea nu are canalurile care să prindă burgheu. E dreaptă. Asta văd că are niște dinți acolo, ceva de agățat. Se vede? Da. Până la cât are asta? Dar are numai pentru burgheu. Ah, din coace are și pentru holșurub. Ce? Noi. Holșurub și burgheu. Nu are cu percuții. Lăsați-mi un comentariu, o părere, da? De bine, de rău. O părere mă interesează. Am dat banii degeaba, n-am dat banii degeaba. M-am înșelat, nu m-am înșelat. Manualul, ia să vedem, 20 Lion. Scrie în rusă, scrie și în română. Da. Punem aici la loc. Deci, așteptăm. Asta are ceva pe aici? Nu are. Are lumină? Văd că are un LED aici. Asta pentru ce? Când se aprinde? Când se aprinde și când se stânge. Hmm? Luminează? Când luminează acest bec? De unde se aprinde becul ăsta? Dar e grea față de o
față de o tigaie din asta e chiar grea această bormașină. Am văzut multe comentarii că asta o recomand Parkside, că e foarte bună, foarte tare. Auzind aceste vorbe, Mariana Andrei Tecuci, care și bea publicul mai mult ca orice, spuse, da, du-te la o știre pentru țară, așa, și îți va fi așa încoronat cu flori. Da. Am murdărit-o. O să o folosim cu mare, mare plăcere, da? Acum depinde și o leacă din noroc. Cum să zici? Cum o nimerești? Poate să fie și una de cea mai bună calitate de la Makita, de la asta, și poate dintr-o problemă minoră se poate deteriora și din nou. Și că mai la toate. Ia. Da. Cam atât a fost acest video. Am ținut să fac o prezentare la această trusă Parkside. Da. În rest, de aici, de la Marian Tecuci, trebuie să dăm astăzi ATV-ul afară, să băgăm atizul, că vine ploaia. Vine ploaia și ne strică toată treaba. Bicicleta, cred că o să o bag undeva acolo. Așa. ATV-ul îl duc acolo, sub acoperiș. Se aduce mașina aici. Astea o să le căutăm un loc undeva. Așa, pe aici, după placajul ăsta, pe undeva o să le pun la rând toate. Și ne auzim la un nou video. Aș vrea tare mult să-i dau o tură. De-a deja burează afară. Ia. Și nu mai are rost. Mă duc să aduc mașina în garaj imediat. Da, uite, mi-am luat și un din ăsta. Oare cât o ține ăsta? Încă nu l-am băgat în pâinii. L-am luat pentru, tot la fel, pentru gărduleț. Ca să mă apuc de treabă, că uite, vine Paștele și săptămâna asta n-am făcut gărdulețul. Stau cu scândul și acum pe prispă. Și trebuie să ne apucăm în forțe. Da? Poate dau o tură mai pe seară cu ATV-ul. Să vedem cum e vremea. Hai, v-am pupat. Nu uitați de abonare la băietul meu, la Darius Tecuci. Pentru cei care participați la tombolă, să nu-l uităm și pe Vasile Fodor. Vedeți ce ATV-uri mai cumpără, ce mai aduce în România, ce mai are de vânzare. Și să nu-l uitați și pe Fabi HTC, care are un din ăla, un cross de 125, care a zis că îl pune la tombolă și el. Dar văd că n-am mai postat de ceva timp. Îl așteptăm. Nu știu ce se întâmplă, n-am mai vorbit cu el la telefon, dar chiar o să-l sun astăzi să vedem. Fabi HTC, ce faci? Hai, v-am pupat, pa, pa!